Modificăm modul de realizare a controlului prin cântărire la punctele de trecere a frontierelor și stabilim limite conform legislației europene privind toleranțele pentru depășirea greutății camioanelor. De asemenea, clarificăm și elementele importante convenite cu transportatorii privind efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor lente și atestarea profesională a personalului de specialitate din transportul rutier. Corelăm dispozițiile privind încheierea și executarea contractului de transport pentru transporturile naționale cu normele internaționale. Concret, abrogăm limita de despăgubire în cazul contractului național după modelul unei convenții recunoscute la nivel internațional CMR, iar limita de despăgubire va fi stabilită prin voința părților exprimată în contractul de transport. Cred cu tărie că așa reintrăm într-o logică economică. Venim astăzi și cu dispoziții mai clare ce reglementează examinarea persoanelor care intenționează obținerea atestării inițiale pentru conducătorii autotransport persoane sau transport marfă. Și pe măsură ce vor fi gata noi acte normative din setul agreat împreună cu fermierii și transportatorii, nu am nicio reținere să facem ședințe de guvern chiar la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare. ASF-ul a anunțat deja public că a găsit împreună cu transportatorii calea spre un nivel decent al RCA-ului la transportul de marfă. Va fi un preț sustenabil, inclusiv pentru micii transportatori cu 2-3 camioane care nu au posibilitățile firmelor cu flotele mari. În plus, se permite plata în rate a RCA-ului și posibilitatea suspendării poliței cât timp camionul este parcat pe o anumită perioadă din diverse motive.